Bine ați venit pe canalul Ana Gătește! În acest videoclip vă arăt cum prepar eu rapid pizza la tigaie, fără dospire și fără frământare. Lista cu toate ingredientele o găsiți în descrierea videoclipului. Pentru început, dizolvăm cele 5 grame de drojdie uscată în 200 de ml de apă călduță. Adăugăm și o linguriță de zahăr și amestecăm. Între timp, cernem 300 de grame de făină, peste care punem sarea, puțin ulei de măsline și începem să amestecăm ușor totul cu apa călduță. Punem și berea și amestecăm din nou foarte puțin, cât să se omogenizeze ingredientele. Aluatul obținut va fi unul foarte lipicios, însă nu trebuie să vă speriați. Îl presărăm cu făină și îl lăsăm să se odihnească puțin la căldură, timp în care pregătim ingredientele pentru topping. Pentru un plus de gust și savoare, mie îmi place să fric puțin pe grill atât ciupercile cât și ceapa. Folosind grillul încins, nu-mi ia mai mult de un minut să le fric pe fiecare în parte. Dacă doriți să scurtați timpul de gătire, puteți să folosiți ingredientele ca atare, eu doar vă prezint varianta mea de pizza la tigaie. Așadar, pe un grill încins, fric la foc mare ciupercile asezonate cu sare și piper. În acest timp tai ceapa rondele și procedezi apoi și cu ea la fel. Cât timp se călește ceapa, dau brânza pe răzătoare. Eu folosesc un mix de mozzarella cu brânză cheddar. Apoi îmi pregătesc sosul format din 3 linguri de bulion, peste care pun busuioc proaspăt tocat, piper și sare. Feliez șunca presată și tai măslinele în bucăți mici. Dacă folosiți măsline feliate, scurtați și mai mult timpul de gătire, însă eu nu am avut în casă. Vă spun sincer că nu mi-a venit să cred cât de mult a crescut aluatul în doar 10 minute cât am pregătit toate ingredientele pentru topping. Cred că faptul că l-am ținut în cuptorul preîncins la 40 de grade Celsius și berea l-au ajutat să crească așa de repede. Mie aluatul îmi ajunge pentru 2 bucăți de pizza, așa că îl împart în 2 pe blatul tapetat cu multă făină. Să nu uităm că este lipicios. Întind apoi aluatul în tigaia de 25 de cm. Pentru a fi mai ușor, îl presar cu făină pe deasupra și mă dau și pe palme de câte ori este nevoie. Întind apoi sosul de roșii. Presar brânza rasă. Ceapa, ciupercile, șunca presată și măslinele. Nu este obligatoriu să folosiți aceleași ingrediente ca și mine, ci puteți opta pentru toppingul preferat. Important este ca vouă să vă fie pe plac rezultatul final. Punem capacul și gătim pizza la foc mic. Eu am plită cu inducție, dacă folosiți aragazul, puneți-o pe ochiul mare la foc mic. După aproximativ 3 minute, verificăm dacă aluatul a început să se rumenească, după care îl întoarcem pe partea cealaltă. Mai ținem pizza puțin pe foc până se rumenește ușor toppingul, după care o putem îndepărta.
Așa arată rezultatul final. Am continuat la fel și cu cel de-al doilea aluat, doar că aici am ales să rumenesc aluatul pe o parte, apoi să-l întorc și să adaug toppingul. De data aceasta am folosit salam de Sibiu. După ce se rumenește blatul, o puteți lăsa așa, însă dacă vreți un salam mai crocant, o întoarceți încă o dată. Cele două variante nu diferă foarte mult ca și textură a aluatului, așa că folosiți-o pe cea care vi se pare mai ușoară. Sper că v-a fost de folos videoclipul meu și vă mai aștept pe canal cu multe altele. O zi frumoasă!